conflict în București, subliniere TI, prefectura intervine după ce primarul sectorului 5 a sfidat decizia anuncat de Firea. Primarul sectorului 5, Daniel Florea, a ignorat decizia anuncat de Gabriela Firea cu privire la închiderea subliniere colilor din capital, vineri, 23 martie. Urmarea declarațiilor făcute în spațiul public referitor la închiderea colilor din municipiul București, instituia prefectului municipiului București face o serie de precizări. Hotărârea Comitetului Municipal București pentru situații de urgență cu numărul 3/2103.2018 prevede, în mod expres, suspendarea cursurilor din unitile de învățământ din municipiul București, în concret închiderea grădinilor, colilor și liceelor. Scopul acestei măsuri l-a constituit în principal protecția copiilor, pe de altă parte, reducerea circulației autoturismelor și pietonilor pentru optimizarea operațiunilor de despăzire în capital, având în vedere codul portocaliu de zapada, Vansiger, instituit de ANM. În urma verificărilor efectuate, se constată ce hotărârea domnului Daniel Florea, primar al sectorului 5, de a deschise colile din acest sector a produs un efect de confuzie și nedumerire în rândul cetenilor din sectorul 5, care au început să se informeze alert pentru a afla ce hotărâre este, până la urmă, valabil, ce a adoptat în sus sau ce a mediatizat personal de primarul de sector. Lemuriri punctuale și succesive, cetenii au respectat decizia Comitetului pentru situații de urgență, astfel ca, în fapt, azi, în incinta unei singure coli din sectorul 5 s-a aflat doar copilul unui angajat al acestei unități de învățământ. Reamintim publicului, i avertizme autoritățile locale ale sectorului 5. Ce hotărârile cum sus sunt obligatorii, de asemenea, ce, dei autoritățile locale de sector au atribui exclusive în derularea activităților de despăzire, totui programul de măsuri și acțiuni pentru despăzirea și combaterea poleiului se elaborează în mod unitar la nivelul primariei municipiului București, nefiind permise inițiative locale, individuale, de natură să submineze efortul comun al autorităților implicate în aceste operațiuni. Ne exprimăm regretul ce, în ciuda sprijinului oferit, la nivelul sectorului 5 despăzirea se desfoară cu mai mare dificultate decât în celelalte sectoare. Atenționăm ferm ca, pe viitor, hotărârile recunsus să fie respectate conform legii, atât în liter, cât și în spirit.